Fiecare mamă este așa. Mama, pe mine capul mă doare. Asta totul e de la calculatorul tău. Mamă, la mine s-a stricat calculatorul. Asta tot tu ești vinovat. Fiecare mamă este așa. Fiule, uite, eu nu pot să intru pe Facebook, ce să fac? Mama, aici doar trebuie să prinzi Wi-Fi-ul și gata. Of, mulțumesc. Fiule, tu trebuie să fii un programator. Ai înțeles? Fiecare mamă este așa. Mam? Of, iartă-mă, eu din greșeală. Fiecare mamă este așa. Mama, eu mă duc să mă plimb cu prietenii afară, ok? Fiule, tu ce, n-ai ce face? Repede te-ai îmbrăcat, că să-ți fie cald. Dar afară e plus 25 de grade, deci trebuie să mă îmbrac, mama. Nu știu nimic, te-ai îmbrăcat și gata, așa. Serios? Fiecare mamă este așa. Fiule, hai și-ai mânca. Mama, eu acum nu pot. Adică nu poți? Eu joc Fortnite și fac live. Eu am spus, hai la mâncat. Prieten, papa. Fiecare mamă este așa. Fiule, să-ți pun ceva de mâncat în geantă. Da, pune vreo două mere. Fiecare mamă este așa. Fiule, cât poți să stai la calculatorul ăsta? Ești pe afară cu prietenii la o plimbare? Mam, dar eu nu vreau. Eu am spus, rapid afară la o plimbare. Mam, eu la o plimbare cu prietenii, ok? Cât poate să te plimbi? Toată ziua, plimbare, doar asta ai în cap. Ai trecut repede la temele pentru acasă, mai repede, papa. Hai. Motanaș, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!